Băi, deci mașina merge foarte bine, dar într-adevăr avem o vibrație în volan la frânare. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, în spate este colegul meu care tocmai verifică un Land Rover Discovery din 2015, mașina care costă 18.000 de euro, motor de 3 litri diesel, 245 de cai, 245.000 de kilometri, uite că s-a pupat, cutie automată, suspensie pe aer, o să vă arăt imediat această hardughie de 2,6 tone. Acum suntem într-o următoare etapă a verificării, deja am văzut mașina din diferite unghiuri și deja Radu, colegul meu, a mers cu ea. O să vă arătăm toate chestiile astea mai târziu. În primul rând, mulțumesc că ne sunteți subscriberi și mulțumesc că ne sunteți clienți, iar dacă vreți să ne deveniți clienți, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Bine, hai să dăm drumul la episodul ăsta, că m-am lungit cu introducerea. În cazul în care vrei să ne devii client, îți recomandăm să ne scrii un mail sau să ne trimiți un mesaj direct pe WhatsApp. Ok, cam așa arată și raportul car vertical pentru această mașină. Basically, kilometraj ok, furt nu, accidente nu, taxi nu. 2015 a patra, din Germania mașina și a fost înmatriculată în anul ăsta, adică cu o lună în România. Kilometri parcursi. Kilometri cresc. Ia uite ce frumos. Așa, la 45 de grade. Deci avem câteva intrări, which is ok. Așa, ce mai avem pe aici? Estimarea este că o mașină similară ar putea avea 245, asta are 246. A greșit car vertical. Eu nu știu de unde face rost car vertical de cifra asta. Din anunțuri. Unele le nimerește, altele nu. Deci nu știu chestia asta. Da, une nu. Bara față este revopsită la mașina asta, nu apare aici. Bine, dar pe Germania nu mă aștept nici să apară prea mult. Așa, și în rest să vedem, poate avem și niște poze. 3 litri diesel, automată, 2015. N-avem. Deci, raportul ăsta ne ajută un pic. Ne zice ceva de kilometri și cam atât. Aș fi vrut ca în raportul ăsta să apară mai mult. Mi-aș fi dorit să văd poze. Asta aș fi. Când văd poze cu o mașină, mă ajută mai mult decât să văd eu kilometrajul și așa. Ok, dragilor, acum începem cu începutul și anume cu revopsirile. Mașina asta are doar bara față revopsită și absolut atât. Colegul meu a verificat cu testerul de vopsea, noi verificăm în minim 5 puncte fiecare element al caroseriei și cam asta este. Din punct de vedere estetic, aici, nu știu dacă se vede, sper că se vede, avem o mică extorsiune a unui degajament. S-a întâmplat aici ceva, nu cred că se poate scoate cu PDR sau poate se poate. Treaba este că bucata asta la mașină aici tot timpul o să se murdărească și din unghiurile astea nu îți dai seama. Roțile nu sunt zgâriate, așa, aici ajungem imediat. Dar apropo, dacă tot suntem aici, cam așa arată portbagajul acestei mașini. Cu alte cuvinte, este huge. E mare, mai are și chestia asta care e foarte, foarte practică, care poți să o dai jos și să o speli cu vapul. Se închide bine și asta. Așa. Iar pe partea asta nu avem nicio zgârietură vizibilă. Era interesant să avem și plafon panoramic, dar mai bine nu, că se poate strica. Așa. Undeva pe capotă, aici, sper că se vede, există tot așa o mică împunsătură și cam atât. Și în principiu, când mașina a fost sus, am văzut aici o mică chestie. Bun. Înainte să ne uităm la motor, haideți să o ridicăm să vedem cum arată pe dedesubt. Avem așa, pe spate, anvelope de iarnă, tot 2015, uzură 50%, discuri bune, plăcuțe uzate, ar trebui înlocuite. Uh-huh. Tot pe spate, la diferențial, avem o pierdere de ulei dinspre simeringul ăsta de la cardan. Cardan. În rest, mașina arată bine. Ok. Okay. Pe față avem... Cauciucurile cum ți se par? Cam la jumate așa, uzura. Uh-huh. Okay. Și în față, pe acolo, cutie de transfer? Cutia de transfer arată bine, fără niciun pic de ulei pe ea. Mai încolo, spre motor, la fel, nu avem nicio pierdere. Da. În schimb, pe roata dreapta față avem burduful de planetară care e spart și a mânjit pe aici cu niște basiline, deci ar trebui înlocuit.
Discuri bune, plăcuțe bune pe față, dar în drive test mașina avea un tremurat la uh-huh. frânare. Deci da. Ar că am trebuit înlocuite discuri plăcuțe față. Uh-huh. Cam asta e pe dedesubt. Și scurgeri pe sub motor? Nu avem. Wow! Nu avem. Păi asta e ceva rar pentru Land Rover-uri. Da, exact. Cam așa ar fi. Mașina arată foarte, foarte uscat. Are niște fân, da. Da, asta e mașina de de câmp. A, așa, aici avem niște mici din porți, că nu focusează așa acum. Când probabil a pățit ceva aici în față, dar oricum nu grav, au rămas plasticele astea crăpate și n-au fost înlocuite. Bine, nici eu n-aș fi înlocuit asta la mașina mea. Dar eu am Ford, frate. Ok, bun, am verificat așa, pe partea de motor, uleiul arată bine, nu există scurgeri sau pierderi de ulei pe nicăieri, injectoarele curate. În partea de structură avem totul la locul lor, uh-huh. nu s-a umblat la capotă, nu s-a umblat pe la aripi. Farul este original de 2015, uh-huh. Lichidele bine, are și Webasto, uh-huh. mașinuța. Super mișto. Da. E ok. Până aici arată bine. Și nu curge nimic pe dedesubt. Nu curge nimic pe dedesubt. Ceva interesant pentru un Land Rover. Da, exact. Bine, curge pe la diferențial acolo. Pe dedesubt în față. Pe dedesubt în spate curge, da. Haideți să vă arăt și interiorul acestei mașini. Asta este portbagajul și este foarte mare. Se și deschide chestia asta de aici. Uite cam așa arată. Deci ai un spațiu destul de mare aici, în primul rând. După aia, ce mai poți observa este că ușile sunt foarte mari și accesul în mașină este destul de ușor. Se rabatează și astea. Se rabatează sau nu se rabatează, da? Și aici ai avea teoretic o suprafață complet plană. Mai sunt faine covorașele astea, care în mod normal se murdăresc. Dacă mergi cu ele off-road, poți să le scoți și să le speli. Mașina are și banchetă spate încălzită. Și acum, haideți să vedem ce ne interesează pe noi de fapt. Cum se ține în mână volanul? Și cam cum stai în o astfel de mașină. Cam așa arată și interiorul ăsta. E un interior calitativ așa. Sunt unele plastice care nu sunt chiar așa calitative, dar când îl vezi, zici, băi, e mișto. Bordul arată destul de bine. Volanul este într-o stare, aș zice, destul de bună. Cam așa. Iar aici la bord avem ca dotări scaunele încălzite, care sunt și față și spate. Așa. Iar aici avem terrain response, poți să pui mașina într-o grămadă, într-o sumedenie de moduri de condus. Ai, mi se pare, grass, mud, sand și rock crawl. Practic asta ajută foarte mult atunci când mergi pe un teren super, super accidentat cu pietroaie și bolovane mari. N-am mers niciodată cu un astfel de range off-road, deci nu știu cum este. M-aș aștepta să fie super, super mișto. Dacă aveți un range de ăsta și vreți să îmi arătați și mie cum e să mergi cu așa ceva off-road, spuneți-mi. La un moment dat chiar am vrut să-mi cumpăr o astfel de mașină și cred că încă mă gândesc. În general, Land Rover-urile astea sunt destul de stricăcioasele. Unii au probleme cu șpan, cu injectoare, unii cu motorul ceva mai vechi de prin 2009 au și schimbat motorul. Asta oricum este mult mai fiabil decât motorul de 2.7 și pentru dita mai hardughia îți trebuie 3 litri neapărat. Cutia de viteză este ZF, dar nu se simte ca o cutie de BMW, se simte altcumva, adică mai lent. Și în principiu noi am verificat acum și suspensia pe perne de aer și mi s-a părut că este ok, n-a dat nicio eroare pe nimic. Am mai văzut niște range-uri din astea lăsate complet și da, acolo a fost probleme cu compresorul și cu una sau două perne. Ați văzut că mașina asta arată foarte bine pe dedesubt, adică efectiv nu are nicio scurgere. În afară de scurgerea de la diferențial, este super uscată. Foarte, foarte rar am văzut un range super uscat. Bun, haideți să mergem cu mașina și să tragem o concluzie. O să fie destul de interesant acum cu partea asta de filmări și dacă vă uitați și la bucata asta din clip și aveți o sugestie pentru mine, vă rog să mi-o ziceți. În mod normal, eu filmam mașinile pe care le verificam doar eu. Ce verificau colegii mei, nu filmam absolut deloc. Hai să ieșim de aici.
Păi, deci mașina merge foarte bine, dar într-adevăr avem o vibrație în volan la frânare. Poate să fie discurile ovalizate, chiar dacă ele sunt noi. Poate să fie, da, cel mai probabil așa se întâmplă, da, nu pui piese super de origine și la Land Rover sunt scumpe. Dar overall mașina e foarte mișto și îmi place. Și te obișnuiești destul de ușor cu ea. Nu troncă-ne nimic, nu bocă-ne nimic, niciun senzor aprins. Bă, da, de grea, e grea balenuța asta. Așa, acum, de obicei, ce ați văzut voi până acum pe YouTube, toate acestea, cred că sunt peste 400 de clipuri filmate, în ele apar eu. Noi la Mașina Potrivită suntem mai mulți și am fost mai mulți de când am început, adică nu suntem mai mulți de acum. Acum suntem și mai mulți la Mașina Potrivită. Și întrebarea mea pentru voi, cum facem cu filmările? Pentru că deocamdată colegii mei nu sunt așa de dornici și n-au fost niciodată dornici să apară pe YouTube. Eu m-am obișnuit să apar. Bine, am avut temerile mele cu privire la treaba asta. E o întreagă poveste și în spatele acestui lucru, dar nu mă pot aștepta, băi, haide să vă filmez sau haide filmați voi. Și dacă aveți o sugestie pentru mine, vă rog să mi-o scrieți, fie să-mi trimiteți un mesaj, fie să-mi scrieți în comentarii, nu știu cum vă este mai la îndemână. Dați-mi un sfat. Ce să facem? Eu să-i filmez pe ei cum verifică mașinile, ei să se filmeze ei pe ei, dar dacă n-au vrut până acum, poate nu o să vrea nici de acum înainte. Sau ei să verifice și eu să merg cu mașina, nu știu exact, e așa aici chiar nu știu cum am putea face treaba asta. Bă, da, schimbă bine cutia asta. Dar eu sunt sigur că nu consumă puțin. Adică așa, o dita mai e mare, frate. Mă simt de parcă aș conduce o canapea. Foarte mișto mașina. Haideți să tragem o concluzie. Avem aici și un istoric complet de service. Foarte mișto. Mașina a fost întreținută la Range Rover, luată de la o licitație. E fain când proprietarii au așa ceva, să-ți arate, uite domne, am schimbat, avem. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi cu Mașina Potrivită și acum, cum v-am obișnuit, am câteva întrebări importante pentru voi la final. Și anume, credeți că merită în 2022, acum când s-a scumpit foarte mult motorina, credeți că merită o mașină cu 3 litri diesel? Că până la urmă o să te coste mai mult să mergi. Și poate motorina o să se mai scumpească, poate o să mai scadă, dar cred că sub 6 lei nu o să se facă niciodată. Asta pe lângă faptul că trebuie să plătești și un impozit și Land Rover-urile nu au o reputație ca fiind mașini foarte fiabile. Noi l-am testat pe ăsta, dar nu avem cum să garantăm că mașina o să fie sau nu o să fie fiabilă, având în vedere reputația brandului. Cu toate astea, ați văzut cât de uscată este mașina pe dedesubt și destul de interesant. În al doilea rând, ce alte alternative ar fi pentru cineva care își dorește o mașină destul de nouță, în stare bună și care să fie capabilă off-road? Dar pe de altă parte, unde mergi off-road și cât de off-road mergi cu mașina asta? Și dacă ai nevoie de ceva off-road, mai serios, ce ai putea să-ți iei? Ți-ai lua un Land Rover de ăsta mai vechi, mai modificat? Ți-ai lua un Land Cruiser? Ți-ai lua un Mitsubishi? Și apropo, aveți așa ceva? Și dacă da, ați vrea să ne luați și pe noi să mergem la o tură off-road? Bine, dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat la acest episod cu Mașina Potrivită. Mulțumesc că ne sunteți subscriberi. Mulțumesc că ne sunteți clienți. Iar dacă vreți să ne deveniți clienți, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe WhatsApp și o să verificăm mașini și pentru voi. Mulțumesc, până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa.